Etapa raională a concursului La izvoarele înțelepciunii s-a desfășurat în incinta Bibliotecii Raionale din orașul Nisporeni. Ediția din 2014 a fost consacrată vieții și creației marelui poet și dramaturg Dumitru Matkovski, care s-a impus în literatura și cultura națională printr-o vastă operă literară ce l-a situat printre personalitățile notorii ale secolului 21. La etapa raională a concursului au participat 24 de elevi învingători a etapelor locale, tineri pasionați de lectură și în special de opera lui Dumitru Matkovski. Organizat, bine aranjat din toate punctele și în principiu sper să ne descurcăm. Păi bine, fiecare cum poate, adică fiecare dă ce poate dintr-o sună și spune că este o pregătire slabă sau nici chiar foarte, dar în fine. Concursul a fost, după părerea mea, foarte bine organizat. Cred că am niște concurenți foarte buni cu care ar trebui să mă lupt și a fost foarte bine. Concursul de astăzi mi-a părut foarte interesant. Este o oportunitate nouă de a ne vedea cunoștințele și ce putem face. Alături de elevi au fost bibliotecarele școlare și profesorii de limbă și literatură română, care i-au susținut și i-au încurajat să participe la acest concurs. Participanților li s-au propus două probe în scris, o probă orală și recital de poezie. Concurenților li s-au propus 4 probe, care implică din partea lor capacități precum creativitatea și, desigur, acestora li se dezvoltă în cadrul astfel de concursuri, li se dezvoltă capacitatea de a citi, de a intercepta un text și așa mai departe. Deținătoarea premiului 1, Ana Anastasiu, elevă în clasa 11 la Liceul Teoretic Boris Cazacu din orașul Nisporeni, va merge pe data de 17 mai la etapa republicană a concursului literar La izvoarele înțelepciunii.